Ziua îndrăgostiților sau Valentine's Day este sărbătorită în fiecare an la data de 14 februarie, iar de când a fost adoptată și la noi în țară. Bărbații fac cozi în fața florăriilor și cofetăriilor pentru a-și surprinde iubitele. Cele mai căutate au fost buchetele din trandafiri roșii sau aranjamentele florale cu dulciuri. Și rămâne și vasul, doamne. Forfotă mare a fost și în florăriile din municipiul Drobeta Turnu Severin, încă de la primele ore ale dimineții. Majoritatea bărbaților au trecut pragul florăriilor în căutarea cadoului perfect de Valentine's Day pentru iubitele sau soțiile lor. Cele mai căutate au fost buchetele din trandafiri roșii sau aranjamentele florale cu dulciuri. Florăriile se pregătesc cu 2-3 săptămâni înainte de Valentine's Day. Au suplimentat numărul florilor aduse chiar și de 2 ori, asta pentru că se comandă mult mai mult decât într-o perioadă normală. Iar floarea preferată este trandafirul roșu. În general, ce vedeți aici, cam sunt comenzi pregătite, după masă vin să le ridice când termină fiecare activitatea. Se merge mult pe trandafirul roșu și florile de sezon, de grădină, parfumate, zambile, narcise, flori de producător, atât plantate cât și flori tăiate. Acum au venit severinenii astăzi să-și serbeze. Au venit zilele trecute să-și lase comenzile, surprizele pentru de seară. Deci putem să spunem că s-au gândit cu mai mult timp înainte să-și surprindă iubirea, nu așa pe ultima zi. În general, la noi în oraș, da, se pregătesc dinainte. Cei îndrăgostiți au făcut comenzi de buchete și aranjamente, poate și cu o săptămână mai devreme. Asta pentru a nu ajunge în ziua de 14 februarie în fața iubitelor, soțiilor, fără un cadou pe măsură. De asemenea, pe lângă buchetele și aranjamentele impresionante, mulți dintre domni preferă să își surprindă iubitele cu flori care să dureze mai mult, exact așa ca iubirea lor. Se preferă atât florile tăiate, cât și florile plantate, crescute în ghiveci. Au început să apară florile de primăvară, primule, narcise, zambile. Deci oamenii se uită și după ceva să le rămână, să spun așa. Da, să țină o perioadă mai lungă de timp, mai ales că vor înflori în perioada următoare. Exact așa ca iubirea lor. Astăzi, îndrăgostiții își exprimă dragostea cu ajutorul cutiilor de bomboane, florilor, diverselor mici atenții, mai mult sau mai puțin costisitoare, excursiilor surpriză, cinelor romantice. Cei care au vrut să cumpere un cadou mai deosebit au putut opta pentru trandafirii criogenați sau pentru ursuleții din flori. Forfota mare a fost și în cofetăriile din Drobeta Turnu Severin, unde culoarea predominantă a fost cea a iubirii. Dragostea face să se învârtă și mâinile cofetarilor din laboratorul Aurora, așa că au venit cu o colecție întreagă de dulce pentru ziua îndrăgostiților. De la prăjituri la macarons până la torturi gata ambalate pentru a fi dăruite persoanelor dragi. Ziua îndrăgostiților a fost adoptată în mai multe țări europene, între care și România. În același timp, multe alte țări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii. În acest sens, amintim Dragobetele, care este sărbătorit de români la 24 februarie și care păstrează unele atribuții ale zeului dragostei în mitologia romană Cupidon, fiind patronul dragostei și al bunei dispoziții.